moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. În prima parte din misiunea noastră, adică filmului nostru, mai mult am vorbit despre perioada care a fost până la inaugurarea studioului Moldova Film. Când filmele moldovenești se filmau și la Odessa, și la Kiev, și chiar la Moscova, și tot una e luau parte la muzică compozitorii noștri moldoveni. Filmul Ana a fost filmat de studioul Gorki. Noi atunci încă nu aveam bază materială, asta a fost anul 1955, dar muzica a scris compozitorul nostru și acest film mulți recenzenți care scriau, uitați câtă vreme a trecut, dar muzica din filmul ăsta este chiar și azi. Studioul de filme documentare Chișinău a fost reformat și a primit denumirea aceasta Moldova Film. Nu numai denumirea, dar și dreptul de a face filme nu numai documentare, dar și filme artistice. Și primul scenarist care a fost Ion Druț. Și mulți actori acolo s-a filmat filmul se numea Când omul nu-i la locul lui, asta după scenariul lui Druță, care inițial se numea Cireașa Timpurie. Ei, acest film a fost ca o probă, ca o încercare, dar n-a fost nici prezentat în Uniunea Sovietică, să ruleze pe toate ecranele Uniunii Sovietice. Și a rulat acest film numai la noi în Moldova. Dar totuși trebuia studioul Moldova Film reabilitat cu un film care i-ar duce faimă și ar spune despre Moldova noastră un cuvânt mai bun. Și atunci doi ziariști, unul era Simeon Moldovan, unul era Oleg Pavlovski, a scris un scenariu care l-a numit Todor Tubultov. Este numele adevărat unui haiduc, este personaj istoric, dar și în film el se numea Todor Tubultov. Film, cum să zice, și atunci ministru Lazarev și era Шевелов Виктор Макарович, era директор студиоулы Молдова Фильм, а ухотореться ей дой боец Делавгик, дой тинер, который все репортизал, чей кари терминал в ГИКу, все репортизал пела студиоулы национале, дентуата републичи ли фосты в Унионе Советичи. А чеш дой тинер, шум приуну ку режизору ностру Olga Ulițcă, care până atunci lucra numai la filme documentare și a pus în scenă, adică
a ecranizat acest scenariu, dar compozitorul l-a ales mai bine. L-a ales pe David Fedov. David Fedov avea experiență și ca dirijor, și ca compozitor, și el s-a angajat să scrie muzica pentru acest film. Această muzică a fost atât de, cum să zice, atât de bună, atât de coloristică. И веселись, семья наша. Разом с сиею палицею, хай назавжди зникнуть усі ваші нещастя. Thank you.
Și acum se cântă nicătând, nimeni nu știe, adică unii știu din ce film. Dar filmul acesta muzical a fost atât de bun. Și scenele acestea de masă, și scenele când poliția îngoană după haiduci, și iar Marocul din Soroca de la citat, și finalul tragic, e mare succes a avut filmul acesta. Noi putem să vedem un fragment sau două din aceste filme și vă convinge că muzica, desigur, e foarte bogată. Iată că Fedel de acum a prins la, cum să zic, la maestria sa de compozitor pentru film și a mai făcut în 59 un film, în 60 un film și în 61. Trei filme la rând. Al doilea film a fost Cântec de Leagăn. Și filmul este ca o, cum să zic, ca o poveste, cum căuta taicul, fiica sa, și-a găsit-o tot prin cântec, tot prin muzică. Cândva, când era ea încă mică, îi cânta Cântec de Leagăn. Și e mama și toți cei din jur, și ea a ținut minte versul și acestui cântec și de acum, pe la sfârșitul filmului, întâmplător, el aude că o fată, adică cu copilul în braț, cânte acel cântec de leagă. Și el zice, de unde știi cântecul cel? Și ei povestește. Și în așa fel, el își găsește fiica sa, care a fost pierdută în timpul războiului. E, muzica tot e scrisă de Fedel, foarte dramatică. Un fragment să vedeți, chiar și cânticul ăsta.
Dar nu numai Fedov era un compozitor pe atunci așa de, cum să zice, așa de renumit. Mai era unul care a venit prin repartizare la Chișinău, ăsta Eduard Lazarev. Și aici, în anul 59, a apărut la noi un film Insula Vulturilor. În gura Dunării este așa o insulă care pe hartă era Zmeine, adică șerpilor. Ești despre istoria acestui, adică istoria fantastică, că acolo cei care au fugit de robii din Roma au făcut pe insulă aceea o republică. Și această legendă o cercetează savanții noștri, arheologii, s-a filmat acolo și Sandra Ion Șcure, s-a filmat și alți actori moldoveni, și Caterina Malcoș, și Zaiciuc. Și iată că trebuia să scrie muzică, că acolo sunt și cântece, dar mai ales muzică. Da, muzică cu două caractere. Caracterul antic, adică când era atunci Republica celor sclavi pe insulă, și de azi, acolo unde cercetează acest caz arheologii moldoveni. Asta a fost primul film al lui Lazarev în cinematografie noastră moldovenească. Lazarev tot e un compozitor care scrie și a scris muzică și la alte filme. Până atunci, Mihail Calic, care a făcut primul film Tinereții părinților noștri cu compozitorul Tare Verdiev, l-a invitat să facă muzică pentru filmul Omul merge după soare. Acest film a apărut în 61, regia Calic, dar muzica a scris Tare Verdiev. Această muzică a fost avangardistă. Prima dată în cinematografie moldovenească, n-a scris muzică cu orchestra simfonică, n-a scris muzică instrumentală, nu numai instrumentală, dar și modernă muzică electronică. Și tot filmul, iată, o să vedeți fragment din acest film, și să vedeți cum e de limpede, cum e de clară muzica aceasta electronică și în scenele când merge cu Duroianca sa băițanul cel la primul oraș, și muzica pe stadion, și muzica finală unde soarele apune și trebuie să vină altă zi. Și iată că
Тарі Вердіїв, а факут музика естеш, а факут фільм, де кума музик флешмоб. Адіка он черкаре, де афолосим музика електроніка, музика інструментала ан фільм. Два зрачка, как у самых новых машин. По ночам и шоссе, шоссе пролетают машины шумя. Двумя парами фар у тебя двойные глаза. Силов на два лица, и сияет весь океан от помноженных на два глаз. Понимаешь, твои глаза двух земных полушарий карта. Ты когда закрываешь их, погружается на ночь экватор. А когда их прошу открыть я, в них два полюса голубых. В миг открытия Thank you.
Și de asta, sigur că s-a folosit și Lazarev. A apărut filmul Călătorie în aprilie, după scenariul lui Busuioc, și tot Calic a fost regizor și Vadim Derbeniuc operator. Și această muzică e tot de mai multe ori se folosește în mai multe emisiuni când trebuie așa un ritm. Tam 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 da 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 tam. E foarte interesantă muzica asta. Adică când prin oraș cu Pudruianca merge Sandu, erou acest film. Și iată că s-a îmbogățit muzica moldovenească și cu elemente de acum mai moderne, cu folosirea instrumentelor mai moderne și ritmuri mai moderne. Unii care îl învinuiau și pe Calic, și compozitorul îl învinuiau pe Tareverdiev, că e prea aproape de apus, adică de Europa, această muzică, parcă acțiunea se petrece în Chișinău, dar parcă s-ar petrece undeva la Paris. Asta nu e cel mai mare neajuns, că muzica zboară prin televiziune și prin radio, prin toate continentele. Așa că muzica aceasta, desigur, că a avut un succes, dacă se vede la câteva fragmente, îți convinge acolo și muzica. Și tema soarelui, și tema nocturnă este. Muzica aceasta, puteți convinge, îți vede, e foarte bună din punct de vedere lirismului acestei muzici. Acolo sunt multe scene de dragoste, în călătorie, în aprilie. Este chiar o parte de film filmat cu desene animate, adică eroul visează cum el poate scăpa grădinile din ghețuri ca să nu cadă floarea, ca să fie mai multe fructe. Și el acolo, în chip actorul Alexander Zbruel de la Lincoln de Moscova, și el ca un rățăr, cum s-a zis, el își închipuie cum el salvează grădina iubitei sale, florele de măr din ghețuri. Thank you.
siunčiaus kompozitorių. Georgi Neaga, Richardui Štefan Neaga, skrei muziką pentru Luteano, pentru filmų lui Așteptați-ne în zonă. Vici temele revoluție și războiul civil din Basarabia din anul 18. Ea e foarte interesantă. Acolo putem să-l vedem și pe Luteano, el s-a filmat într-un rol de ofițer. Începe activitatea sa în muzică moldovenească. Poliakov în filmul Armagedonul, Stârcea pentru drama Ultima noapte în rai. Vedeți că apar mai mulți compozitori și în primii 5 ani de la Țara Studioului, de acum avem câțiva compozitori care scriu muzică pentru filme. Și a mai fost și Zagorski. Zagorski, el mai mult era pedagog, profesor la conservator și scria muzică instrumentală. Dar scris și el câteva filme, adică Podurile. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь. Dar totuși, în centru era Lazarev, iar Lazarev a mai scris câteva afară de Ultima lună de toamnă,
Кавалерова Веселова. Скрізь музика пентру Ультимо Хайдук, у режизору Гаджіл. Козац де Амор, у режизору Борис Волчик. Офіцеру ін резерва, у режизору Борис Кишедьомин. Ши Дмитрий Кантемир, кара скрізь пентру Владио Віцеши, Віталій Калашников. Владио Віце ера автор де сценарію, да, Калашников ера оператор, ши ера ши корреджизор Владио Віце. Фільму Дмитрий Кантемир, аста фост он, он саске, Кантемир а фост нумай ом де стат мари, нумай господар у Молдови, дар ши a fost el și savant și chiar cam compozitor. Anume Cantemir le-a scris muzica, adică notele pentru cântecele pentru muzică turcească. Și până acum se folosesc de aceste note. Așa că acest film a fost foarte interesant și din punct de vedere subiectului și desigur că din punct de vedere muzicii. Aici apare încă un compozitor de care sigur că avem mult de spus, chiar spate un film de făcut numai din muzica lui. Acest Doga, el a scris muzică acum de cineva a numărat pentru 200 de filme. Pe aici și scurtmetrajele aici și filme cu desene animate la care el a scris multă muzică. Dar a scris, dar primul său film e făcut așa, știți, cu duioșii și el și o leată seamănă așa comedie, că acțiunea se petrece cam povestea lui Creangă, despre Ivan Turbinca, dar a scris muzica la acest film și chiar aș vrea să vedeți câteva, sau fragmentul cea, măcar muzica cea care dansează Turbinca cu dracii în iad și pe urmă îi bagă pe toți în Turbinca. E foarte interesant că aici și muzică satirică și muzică lirică și toate acestea și aici personaje sunt și Dumnezeu și Sfântul Petre și Micheduță și Angelița și toți acestea. Desigur că a fost destul de greu pentru Doga, dar el a făcut două facultăți la conservator.
на віолончело, щоб кантати на оркестра радіової молодини. Ще приворно ми факути класу композиції, яку давно Буров, що приїхала є ще фрагмент, кум дога сингур повіштісти деспре, а чи ще кум антрати я în cohorta compozitorilor moldoveni. A fost o mare sărbătoare pentru noi toți care am colaborat la acest film și eu, care eram la îndoială creativă, ce să fac eu, muzică serioasă, muzică neserioasă, cântece, muzică simfonică, habar n-aș fi. Și eu am hotărât în genere să nu mai scriu. Și 2 ani nu am mai scris. Și încolo apare, pur și simplu, ca o mană a Domnului apare acest film, se caută un paznic care pur și simplu mi-a deschis porțile, care până acum nu le închid și nici nu sunt gata să le închid din cauza că îmi place această imagine, această lume în care am apărut eu, adică lumea filmului. De fapt, nu numai a filmului, o lume care de fapt are porțile în toate direcțiile. Și eu aș zice că numai datorită filmului și numai datorită acestui paznic care a apărut în calea mea de ca compozitor, care eram atunci abia încă eram nici cu pene măcar, eram încă cu puf, care mi-a descoperit că trebuie să posed toate genurile. Și muzica camerală, și muzica de stradă, și muzica populară, mai ales muzica populară, extraordinar, care la conservator zicea că muzica populară este așa ceva de felul 3, când este ea cea de unde pornește toată creația noastră muzicală, și nu numai muzicală, dar în genere toată creația. Și costumele, și modelurile, și comportamentul nostru, chiar și că vorbirea noastră, tot este un folclor, de ce nu? Și când am dat eu de aceste descoperiri care le-am văzut, eu m-am simțit foarte bine și mă simt până acum bine, dar mă satur câteodată de un gen și trec la altul. Pentru că mult muzică de film te face, știu, cum picior sau pe coastă. Și atunci eu trec la muzică de genurile clasice. Asta este filmul. Și în încheiere vreau să doresc la toată lumea să iubească acest film, merită de a fi iubit, să stimeze pe acești artiști mari, pe acești mari actori, pe acești mari mișcători a culturii noastre, ca să ne mândrim că suntem un popor, suntem o cultură, suntem o forță. Iar mândruța ce-am avut, hei, 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 măritate e de mult. Hei, 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 mult am căsat pe colite, iar mate, hei. Hai, hai. La pământ, la pământ. Gata. Fii-ți milă și pomană și dă-mi șlou și lasă inima. Fii-ți milă și pomană și dă-mi șlou și te lasă inima. Stă-l-o brață! Dar eu, iată, aici așa un lucru. În anul 69, el a scris muzică pentru 3 filme. Nunta la Palat, Singură în fața dragostei, Guguță cu 2 bani, în 70, Explozie cu efect întârziat, Povernișul cu regizorul Iacob Burghiu. Thank you.
Стрелки бегут на втором дыхании. Ei, până atunci, Iacob Burghiu, de acum avea un film, Colinda, făcut de televiziunea moldovenească, a fost lucrarea lui de diplomă la Vghi. Thank you.
Кантат. Dar cea mai reușită a fost, în perioada aceasta, pelicula Lăutare. Loteanu de mult se gândea la tema aceasta să facă un film despre Lăutare, care a creat muzica folclorului modernesc, care și azi se folosesc mulți compozitori, dar ei au făcut muzica noastră moldovenească, apropiată de muzica aceea cu care noi ne folosim. Și sunt câteva scene despre acest film, mai ales pe mine așa m-a emoționat, tema aceea unde schimb fac, unde în locul fratelui său se duce la pușcărie, dar poate la execuție, fratelul său nevinovat, el se predea jandarmilor, aici și Svetlana Toma, care s-a filmat în acest film. Dar și tot filmul Lăutare, el e compus de muzică. E desigur că e prelucrate de Eugen Doga, dar bucățele cele sunt prelucrate. Lăutare se duceau și peste hotare și ajungeau și până la Vena și erau poftiți în palatele domnești, dar totuna rămâneau așa cum rămâneau lipiți pământului și nu le atrage nimeni atenție. Foaia verde trăi la mâini, radule, de unde vin? De la luptă vin, măi frate, cu măciuca prinsă în spate, la toți le-am făcut dreptate, ciocoit. Băieții ăștia merg la moarte ca la nuntă. Ordonați pregătire de luptă. La ordin, domnule capitan. Compania întâia! Compania a doua! Ascultă comanda! Nu iau! Că eu stăm de-acu la spate, îi pândeam pe toți vreo șapte, așteptam. Încărcați! Ur! Și să vezi deodată, frate, ce coi mă întreabă, acte! Eu le arăt măciuca în spate să șetească, dacă poate. Ciocoii m-au năvălit, uit-că-n ei mi-am prăvălit, uit-că-n ei... De ce v-ați oprit? Lontele până aici nu ajunge. După mine, lăutări! Trei la cap, trei la picioare, doi îi iau de sub cioare. Eu pe toți am ridicat, de pe mal am aruncat. Repera păprutul lui și-au dat ordul lui. Eu aș nota încă un cuplu, să zicem, din Isidor Burdin și Sergei Lunkevici.
El a scris muzică pentru filmul Păienele Roșii. Acest film e o istorie, o pastorală despre ciobenii moldovenești care salvează hurtele satului și le duc la Păienele Roșii să nu moară în secet cum a fost vara trecută, să nu moară oile oamenilor, oile colhozului. Și aici tot este o temă așa muzicală. E sigur că și Burdin era foarte renumit. Ei, Lie! Da? Посмотри! Что она там потеряла? Кукушкин цвет ищет. Его надо зубами сорвать и бросить в костер. Таков обычай у наших девушек. Говорят, любое желание исполнится. Thank you.
Eu mă mândresc că cel care a fost director la cinematograful Chișinău, eu am făcut în cinematograful nostru, am făcut primul taraf moldovenesc. Toată orchestra era îmbrăcată în haine naționale și cântam mai ales muzică populară și compusă și de Burdin și de Mânchevici. Și acolo a început cariera așa să Nicolae Solac, că cântăreț. Vreau să zic că filmele moldovenești au dat muzică nu numai pentru dezvoltarea cinematografiei naționale, dar și pentru dezvoltarea muzicii în Moldova noastră, în genere. Pentru că și acum multe orchestre, multe tarafuri, multe folosesc muzica aceasta și uneori nici nu se pricep. E a venit de acolo, din filmele noastre, care au fost plămădite și realizate în primul deceniu, în primul 15 ani a studioului Moldova Film. Despre lucrul și acestor compozitori și compozitori noi care au venit în cinematografie națională, vom putea vorbi și în partea a treia, finalizată de filmul nostru despre muzica în filmul moldovenesc. Eu cred că a fi de la Lautar, de la Dmitri Cantemir, până la cele unde s-a filmat Sofia Rotar și multe alte vedete ale cinematografiei și a artei noastre. Vă mulțumesc! Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.